CSM Politehnica Iași s-a alăturat campaniei inițiate de ziarul Bună Dimineața Iași în colaborare cu Asociația Comunicare Socială. În cadrul meciului, care a avut loc marți 3-12-2019, unde Politehnica Iași a dat piept cu vicecampioana României FCSB, videoclipul de prezentare a familiei Țibuleac și prezentarea cazului au fost urmărite de peste 3600 de oameni. În momentul vânzării biletelor la meci, la casele de bilete, au fost împărțite pliante ale campaniei Vis de Crăciun de către voluntarii Asociației Comunicare Socială, prin care oamenii au fost informați de cazul familiei Țibuleac. Politehnica Iași va scoate la licitație un tricou cu semnătură jucătorilor și banii strânși vor fi donați cazului social. Vă informăm că ziarul Bună Dimineața Iași vă solicită ajutorul în demararea unei campanii umanitare. Ajută-ne să construim o casă, să le dăruim acasă. Împreună putem reuși, este deviza sub care ziarul Bună Dimineața Iași a inițiat această campanie. Bineînțeles, suntem alături de această familie necăjită și susținem campania ziarului Bună Dimineața Iași. O mamă cu 3 copii, cu toții părăsiți de tată și care refuză să-i ajute. Răzvan a fost depistat în 2017 cu o tumoră cerebrală, iar pentru operație a fost nevoie de 6.000 de euro, bani strânși cu ajutorul primăriei Voinei și a oamenilor cu suflet. Micuțul mai are nevoie de o intervenție, deși acum se simte mai bine și merge la școală. Lipsa veniturilor a făcut ca familia Țibuleac, mama și copiii de 5, 10 și 15 ani să trăiască într-o biată cămăruță. Autoritățile și voluntarii au făcut primii pași pentru construirea casei, dar lucrările au fost state din lipsa fondurilor. Obiectivul final de a le construi 2 camere, o bucătărie și o baie până de Crăciun pare greu de atins. Dar Bună Dimineața Iași, împreună cu Asociația Comunicare Socială și oamenii binevoitori, s-au alăturat eforturilor. Astfel, lucrările au luat amploare, cumpărându-se materialele pentru acoperișul casei.